make you make click. No, bun de salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Far Cry în care sunt total prăjit și paralel cu lumea asta. În acest episod trebuie să ajung la Dita, mai căcatul ăsta maciu trebuie să fie aici fabrică, habar n-am, să-i diles pe tot, să pun bomba aia acolo din motostivuitor și ce să mai, să-i fac pe ăștia, să se ducă dracu cu toții. Ok, mamă ce e acolo. Ia să fiu mai silențios, să-i omor cu sniperul așa, ia. Șpoc, du-te dracu direct în ceafă i-am dat, ia, șpoc direct în căpău. Yeah. Vreau să nu-mi puși fix în găuz. Stai că vine unul. Păi, ești nebun, i-am dat în cap fițiar casca, dracu. Ce l-am luat pe ăsta? Hai că mai vine unul. Șpoc, din nou l-am luat și pe ăsta. Direct în căpău. Ia, mai vine unul. I-am dat pe lângă cap. Să mor tu că n-am murit. Acum e mort. Da, asta încoace. Hai, du-te, du-te. Ăștia. Mai e unul de partea acolo. Gata, e mort și ăla. Ce fain e cum a rămas ăsta aici așa în genunchi. Opa, e un... Care îmi zice mie că-s dead? Dead-ui mei tu mie, pula în măta. Ea nu mai trage acolo. Aia, drag să fi. Drag ce mă omora el pe mine. Ok, unde am rămas eu? A, da, ăsta aici care a rămas fixat așa. Caz mă, dă-te, drag. Așa, am lăsat niște urme de gloanțe fix la cur. Aia nu vine cu motostivuitorul, ce dracu faci? Rex s-a oprit pe acolo, se pișe, abar n-am ce face. Hai, dă muniție încoa, avem full. Dă armură atunci că ne trebuie. Să vedem ce avem noi aici. Nimă un buton. Acum vine asta. Da. Muniție ne trebuie. Am aia bubuie. Se pare că nu. Aia bubuie. Asta bubuie. Am mă, vii astăzi odată? Trăiește-te și tu mai repede. Ai de... Nu știu, dar ori de la căldură, ori de la vremea asta, ori de la oboseală, habar n-am, dar mă simt total paralel cu viața. Dar bine că măcar este episodul de Far Cry faine. Așa nu prea am ce să postez în care să fiu în starea asta de bom prăjit. Hai. Let's go. Ține arma asta. O ține ca pe măciucă. Gata, am ajuns. Bun. Am. Care șmecher pe aici? Ah, sper că e niciunul. Ce, you see something? Dați voi în mine cu glanțe, las că dau eu în voi cu rachete firați, ai drept. Sper că nu prea au efect rachetele asupra ăstora. Mordă-te, drecu. Altul care a rămas aici în genunchi. Op, de unde a tras? You suck my dick. Pufire al dracu, acolo te-ai cuțăit. Fă, nu mai comenta acolo, își vină încoași, trage și tu în ăștia cu arma. Aia unde e pizda, mă, s-i-a rămas. Ia, nu te miști. Asta a rămas fixat aici.
Hai, da, urcă direct în cap, l-am luat pe ăla și am mai rămas unul, deci. De tragi pufi, era el, dracu. Și acum ia, e o ușă, se deschide. Am să deschide și opa. Sunt pe acolo, hai să mai am niște armură, bun. Ups. Au văzut ăștia. Lasă pistolul. Suck my dick. Gata, v-ați dus dracu. Bun, hai încarc atunci. Mi-am umplut și armura și HP-ul, hai că e bine. De dracu cobor, hai că cobor în stilul meu. Bun. Acum deschide ușa. Hai, fă vină încoa. Rachete mai am? Hai că mai am câteva. Ia mă, ce avem noi aici? Gloanțe, sniper, văd. Asta nu mai vine odată. Cred că trebuie să vină asta cu motostivuitorul. Vii astăzi cu el? Hai că se mișcă. Hai mă, nu pot sări pe el. Se pare că nu. Hai, deschide ușa. Eu sunt pregătit. Hai, dracu, v-ați luat armuri? Var armurile ale dracu să vă fie. Luați grenăzi atunci. Bun, hai că i-am dilit pe ăștia. Ia să vedem ce avem noi aici. Nu se deschide ușa. Fine. Vreo armură rătăcită? Se pare că nu. Hai pe aici atunci. Hop! Nu se deschide. Hop! Nu se deschide nici asta. Hai pe aici atunci. Asta nu se deschide. Și acum ce fac? Ok, văd că mi-au dat niște grenăzi. Cred că vine asta cu... Da, vine cu motostivuitorul. Hai. Întoarce, bun. Du-te, du-te, du-te. Follow me, Jack. We need to find the serum. What is this place? I never had access rights to that facility. From what I've been able to determine from the uplink, this is where Krieger's third stage experiments were conducted. Ce dracu ăștia aici? Cărți, ai de capul meu. Am mai cam astura pe ce s-au sugeor amuna. Hai, fă, deschide ușa aia. Bun. Ia. Ce urmează aici? Cred că tipul a găsit prezervativele. Nu, nu par fi prezervativele. A, gat. Direct Viagra, ce să mai. A, gat.
Acum urmează futaiul, nu? Nu. E, a fost de asta antidot pentru virus să nu se transforme în monștri sau cine știe. Hai să mergi. Ia o fă tu înainte atunci. Ce, vin ăștia? Ata e drept ce vin. Am venit cu acea cam rachete pentru toți, mânca mea spula. Tot nu se deschide ușa asta. Acum cum să merg? Sau trebuie să plec? Ah, mai vin și pe partea asta. Date. Wow, te orbește fumigena asta, nu doar strică zona vizibilă. De trage. Hai că le dau la ăștia cu rachete. Luați-mă rachete, firață-i dracu. Mordă-te, dracu. Care mai vrea bătaie? Hai. Cine mai dorește? Cine mai poftește? Băiatul are gloanțe destule. Ăștia ați fost? Gata? Cred că ăștia au fost. Ia, s-a deschis ușa aia. Avem ceva pe aici? Cred că e altă cale de ieșire asta. Sau bani. De pe aici au mai venit bulangii, se pare. Proasta asta nu vine? Ba da, hai că vine. Atunci să fugim. Vine și asta odată, dar abia se mișcă. Hai mă, mișcă scur odată. Hai de cap, asta aleargă mai încet ca melcu. Hai, urcă. Și acum ce fac, s-a bulit asta. Nu știu pe unde dracu ies. Nu pe aici? Pe sus? Liftul nu mai merge. Ați văzut, ieșeau scânteii din ăla. Cred că pe aici trebuie să merg. Urcă nenicule atunci. Sunt că pe aici, pe unde am venit, trebuie să merg. Ne întoarcem de unde am plecat, deci. Și atunci pe unde căcat merg? Ușa asta nu se deschide. Ușa asta nu merge. Hai pe aici. Da, s-a deschis aici.
Nu mai am grenazi? Sper că nu. Mordă-te, dracu. Mor și tu. Hai, deschide ușa, să nu pe, înseamnă că pește să merg. Hai că merge liftul ăsta, cred. Valeri? Scrie acolo, wait for Valeri, deci Valeri o cheam pe asta. Cum dracu ar veni traducere? Valeria? Valerica? Ah, ce mai nume și-a găsit și asta. Și acum? Hai, fugi. E fain, eu aveam o altă armă în mână și mi-l arătă pe ăsta cu M4. Hai, bum! Șpoc, ce bubuie. Bă, dar realistic mai explozia. Bă, îmi place cum are tatuajul acolo. Și cum e buguită mâneca. Chiar ambele mâneci. Hai, ai adormit, ce ai făcut? Ia, așa, dă-ne picioare în cur. Da, bă, ce e aici? Pe scurt, am belit pula în episodul următor. Deci cam atât și pentru acest episod, aceasta este penultima misiune, ce să mai spun, fără alte adăugiri, mâine cred că o să murim în draci, sau când doi pune episod, și cam atât. Ciao, les!